una dintre imaginile reprezentative pentru iconografia Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou este fresca acestuia din Catedrala Patriarhală. Lăcașul de cult a fost pictat pentru prima dată în 1665. În 1834, Nicolae Polcovnicul îmbracă Biserica Mitropoliei într-un veșmânt de factură neoclasică. Aproape 100 de ani mai târziu, pictura murală, cea actuală, este realizată de Dimitrie Belizarie. Cunoscutul pictor este cel care semnează și fresca pe care o putem vedea astăzi în nișa în care au fost așezate sfintele moaște ale ocrotitorului Bucureștilor. Nu se știe dacă programul iconografic de la 1834 conținea și o reprezentare a smeritului păstor, însă, având în vedere prezența sfintelor moaște în lăcașul de cult, este puțin probabil ca în catedrală să nu se fi aflat, mai ales după momentul din 13 iulie 1774, o icoană a acestuia, iar Belizarie să fi continuat o tradiție datată mult mai devreme. Actuala pictură a istoricei Catedrale Patriarhale din București, din care face parte și fresca Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, a fost realizată între 1932 și 1935 în manieră neobizantină de Dimitrie Belizarie. La inițiativa primului patriarh al României, Miron Cristea, lăcașul de cult s-a aflat atunci într-un amplu proces de restaurare. Icoana ocrotitorului Bucureștilor este o reconstituire a peisajului de pe malul râului Lom din Bulgaria, acolo unde Cuviosul s-a nevoit ca păstor. Această foarte interesantă frescă, realizată de pictorul Belizarie, îl înfățișează pe Sfântul Cuvios Dimitrie la o vârstă ceva mai înaintată decât fresca din Biserica Icoanei. În aceleași veșminte este vorba de rasa monahală, de o nuanță albastru închis, mantia care o acoperă, de o nuanță verzui închis, la care se adaugă camilafca, care acoperă de data aceasta capul, și schima monahală, de o nuanță brun închis, purtând în mână nu rotulus, cu un anumit text, un conținut ascetic, ci un anumit toiac de păstor, la potrivita geografiei cunoscute, tradiționale, să spunem, împământenite la noi. Sfântul Dimitrie a fost păstor în tinerețe. Alte elemente foarte interesante care completează compoziția sunt prezența în două slave simetrice, în registru superior stânga-dreapta, a Mântuitorului Hristos și a Maicii Domnului, care țin în mâini două coroane cu care nevoința ascetică a Sfântului Dimitrie este încununată, viața petrecută în slujirea lui Dumnezeu și sub insuflarea, să spunem, și lucrarea Duhului Sfânt, care este reprezentat în intradosul arcului acestei nișe, în zona cheii de boltă, flancat de o parte și de alta simetric de 8 medalioane de sfinți cuvioși și mucenici, 5 cuvioși și 3 mucenici, care cumva atestă și moștenirea spirituală a Sfântului Dimitrie, care se încadrează într-o filiație duhovnicească de nevoințe ascetice, de lepădare de sine, care merg la începutul bisericii în nevoințele și luptele sfinților mucenici și se continuă apoi, în istoria ulterioară a bisericii, în luptele și nevoințele sfinților asceți, marilor asceții bisericii. Dimitrie Belizarie este una dintre figurile marcante ale picturii bisericești din perioada interbelică. Descendând dintr-o familie de zugravi, acesta își desfășoară activitatea într-o perioadă în care se pun bazele unui stil, în care se urmărește configurarea identității ecleziale și în domeniul artei bisericești. Vorbim de un pictor căruia îi se datorează mai multe ansambluri bisericești până spre perioada trecerii la cele veșnice, în 1947, și nu pot să nu menționez o foarte fructoasă colaborare pe care a avut-o cu arhitectul Dimitrie Ionescu Berechet, arhitectul șef al Patriarhiei Române, alături de care a realizat o serie de proiecte precum Biserica Sfântului Proroc Ilie din Costești Argeș, Biserica Ctitorie Patriarhală a Patriarhului Miron, Sfântul Ilie, iconostasul așezământului românesc de la Ierusalim, și această frescă unde există o contribuție a celor doi în sensul în care fresca, înfățișându-l pe Sfântul Cuvios Dimitrie, se încadrează într-o nișă străjuită de un splendid încadrament sculptat în piatră, prevăzută cu o scăriță de acces, cu foarte frumos parapet, realizată după planurile arhitectului Berechet în această intervenție de amplă restaurare din 1935.
Fresca Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, cu o dimensiune de 6 metri pătrați, a fost restaurată la inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în anul 2022.